Există oameni care se bucură de natură. Există colțuri de rai plămădite pentru bucuria oamenilor. Bază de agrement cu specific pescăresc, Zătun 2. Pentru amintiri din inima naturii. Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Pe invitatul din această seară l-am cunoscut în urmă cu mai puțin de o lună. Știam doar că este un antreprenor, că are o firmă despre care aflasem o grămadă de lucruri bune. După care am aflat că acest antreprenor dorește să candideze pentru primăria municipiului Galați din partea Partidului AUR. Mai mult decât atât, am citit în presă cum că este un fals candidat pus acolo de către Partidul Social Democrat cu scopul de a scoate un scor de așa natură încât să nu deranjeze PSD. Am dat un telefon, m-am întâlnit cu invitatul din această seară și am spus, domnule, aș vrea să discutăm într-o emisiune despre toate aceste subiecte. A fost de acord, numai că la 4 zile după această discuție primesc un telefon și spune: a venit într-o vizită fulger la Galați președintele AUR și a desemnat o altă persoană să fie candidatul AUR la primăria municipiului Galați. Vreau să aflu mai multe detalii despre aceste subiecte. Acesta e motivul pentru care astăzi l-am invitat în platoul de filmare pe domnul Constantin Cojocaru, antreprenor și proaspăt demisionar din AUR, da? Se poate spune și așa, da. Demisionar, da. Efectiv, nu am fost un membru de partid, pentru că nu am avut, conform statutului, o adeziune semnată, ci pur și simplu m-am logat pe o aplicație AUR și la final, după ce m-am logat, mi s-a spus: felicitări, ești membru AUR. Atât. Acesta ar fi statutul, dar este adevărat că numele meu a fost strâns legat de sigla partidului AUR. Domnule Cojocar, pentru început, pentru cei care nu vă cunosc, spuneți-mi, vă rog, cum a început business-ul acesta pe care l-aveți? Construcție, edilitare și nu numai. Da, după anul 2000 am plecat în Italia, împreună cu familia mea, fratele meu, ulterior și tatăl meu, am muncit acolo 8 ani de zile, până în 2008. Dar, de fapt, în 2005 mi-am găsit un asociat și am pus bazele societății comerciale Euroconstrucții. Da, deci în 2005. Eu am mai continuat în Italia să muncesc până în 2008, când ulterior m-am retras definitiv. Povestea mea e o poveste interesantă la a căuta asociat, pentru că de fapt aș fi pus-o în aplicare și la Galați, dacă continuam în proiectul primării municipiului Galați candidat. De ce? Pentru că eu și fratele meu doream să cumpărăm câte un apartament. Eram la începutul, făcusem primii bani în Italia, îi pusesem deoparte și prețurile erau undeva la 5.000, 7.000 de dolari un apartament. Era o perioadă aceea în care explodau prețurile. Da, și prețurile creșteau constant. Efectiv, noi primeam telefon 9.000 de dolari un apartament, păi era 7, 9.000 acum, ok, până ne-am luat noi bilete de avion, până am luat concedii să venim în România, deja erau 15.000, adică chestii de câteva luni de zile. Și efectiv n-am putut să ne mai cumpărăm câte un apartament, ci puteam să ne cumpărăm un singur apartament, noi doi ca frați. Și am avut noroc să cumpărăm un teren. De bani ne-au ajuns banii pentru un teren. Și primul teren, de fapt, a stat la baza proiectului gândit de noi la vremea respectivă. Nu ne-am luat câte un apartament, dar ne facem o casă bifamiliară, da? Spate în spate, amândoi, pe același teren și asta e. Ba da, ne facem case, ok, dar trebuie să bani, o să coste. Hai să facem ca în Italia. Noi, având experiență în Italia, lucram în acest sector al construcțiilor civile. Hai să facem ca în Italia. Facem 4 apartamente, 2 jos, 2 deasupra. În așa fel încât ne scoatem banii și pentru apartamentele noastre, sau măcar completăm cu puțin. Bun, dar totuși hai să vedem, pe terenul acesta iese doar 4 apartamente? Și am aflat, depunând un cercet de urbanism, că ies 10 apartamente și un birou. Atunci, cum facem 10 apartamente? Bani nu avem. Nu aveam destui, aveam puțin. Și a trebuit să căutăm un asociat. Ne trebuia un asociat.
Un an și câteva luni de zile a trebuit să merg prin fiecare șantier, eu lucrând pe o pompă de beton, da, o cifă de beton, turnam betoane în foarte multe șantiere, 4-5 pe zi, și în fiecare șantier în care mă duceam, întrebam, nu vreți să investiți în România? Care e patronul, de fapt, întrebam? X, ok. Și îi spuneam, nu vrei să investești în România? România acum este într-o creștere foarte mare, adică poți să faci bani, hai. Și n-am renunțat nici după prima lună, nici după a doua, la un an și am găsit un asociat. Care, italian sau italian, român? Da, italian. Care a fost omul ce a zis, ok, am înțeles ce îmi povestești, hai să vedem și în România cum stau lucrurile. Am venit în România, a văzut, a verificat și am pus bazele Euroconstrucției. Da, trei asociați, ulterior patru, și cu sora mea, suntem patru asociați în Euroconstrucții, și de la primul bloc am ajuns la un număr de, mai câte blocuri, nu știu, în jur de 700 de apartamente avem, plus alte construcții, clinici și așa mai departe. Lucrăm efectiv din 2006, am început să turnăm prima roabă de beton, cum se spune în acest domeniu, și inclusiv astăzi dezvoltăm un nou proiect, Bloc Central Park 6, și am început și încă un proiect tot în oraș cu 10 case. Nu despre acest lucru vreau să vorbim în emisiunea de astăzi. Sunteți un om tânăr, un... Am spus cum am început. Antreprenor de succes. Aveți profilul unei persoane care, din punctul meu de vedere, s-ar fi potrivit foarte bine, dacă voia să facă politică, într-un partid de dreapta. Cum ați ajuns dumneavoastră la AUR? Visele mele întotdeauna se îndeplinesc. Până acum nu am vise foarte nerealizabile, da? În 2016, când am făcut pe Facebook un grup Galaxies Israel Cetățenilor, mi-am spus așa, 37 de ani, la 45 de ani, voi face o pauză din ceea ce muncesc acum, deci în 2016, și voi intra în administrația locală să pun în aplicare din experiența pe care o am și ce o să mai câștig până la 45 de ani. N-am realizat anul trecut, când dintr-o discuție cu un prieten al meu foarte bun, am ajuns la București, la Claudiu Târziu. Claudiu Târziu fiind unul dintre copreședinte al partidului AUR. Efectiv, m-am trezit în AUR și pentru că simțeam acest trend crescător al unui partid de care nu știam absolut nimic, dar m-am făcut o socoteală, am spus că are 4 ani partidul, deja vechime, în Galaxies o să fie un partid destul de bine pus la punct și așa cum au intrat acum 4 ani mulți într-un partid tip USR și au reușit să se lanseze, am spus că și pentru mine ar fi ocazia aceasta. Am făcut câteva discuții la București, mi-a plăcut ce am concluzionat acolo, dar a trebuit să aștept să trec de verificările lor de integritate. Dar ce anume din proiectul politic propus de către acest partid vi s-a părut atât de interesant, astfel încât să solicitați să intrați în AUR? N-aș ști să vă dau un răspuns altul decât am fost impresionat în primul și în rând de tricolor. Atât. Eu nu vedeam AUR, nici nu știam. Știam doar de Simion, știam de scandalul pe care îl face prin Parlament, de show-urile lui, dar pentru mine partidul, am zis, sau de Șoșoacă, n-am considerat că partidul înseamnă un om. Adică, până la urmă, partidul înseamnă mai mulți membri, înseamnă o formă de conducere, vicepreședinți, secretari și așa mai departe. Valori pe care le propune către electorat. Da, și cele patru valori pe care ei le au în statut, pentru mine era ok. Adică patriotismul acesta pe mine m-a încântat. Da? Drept dovadă, analizând mai bine trecutul meu, prima dată când mi-am exercitat dreptul de a vota în 2000 a fost Partidul România Mare și Vadim Tudor să fie președinte. Așa am considerat eu la momentul respectiv. Și am intrat în AUR gândindu-mă că e ceva care se aliniază cu gândirea mea sau valorile pe care eu vreau ați să... Ați rezonat le... până la da, urmă cu ceea așa ce am rezonat eu. În momentul în care erați membru AUR aici la Galați, da, și erați probabil și unul dintre liderii locali, dacă ați ajuns pe să municipiu fiți da nominalizat, da, nu erați deranjat totuși de anumite derapaje întâmplate prin Parlamentul României, de anumite
declarații mai belicoase făcute de unii dintre comunicatorii AUR? Sincer, singura persoană pe care o găsesc nocivă în AUR, că restul se supun, este Simion. Atât. Adică președinte. Și înainte o găseați o persoană nocivă? Nu, sau doar acum când ați plecat? Nu, nu. Și înainte. Este omul care, da, iubește scandalul, omul care, vedeți, dorește să iasă în evidență și să impresioneze până la urmă, să miște un pic masele astea. Dar, cum am spus mai devreme, eu în AUR nu m-am dus pentru Simion sau nu am făcut pas în spate să stau să mă gândesc prea mult din cauza președintelui, ci m-am uitat la ceilalți oameni din spatele lui și am cunoscut câteva personaje, câteva personalități care m-au încântat. Acum, ce pot să zic, nu? E ușor să ne uităm în spate și să vedem unde am greșit. Da? Poate că e mai bine să analizând, să vedem nu, dacă... De partea de mine, gândul de a vă spune, domnule, ai făcut ceva greșit. Nu este nu, treaba nu mea să vă cât judec. Am fost la Galați, eu țineam legătura la București foarte strâns cu domnul Marius Lulea, prim vicepreședinte AUR, un om care m-a impresionat în cele două, trei discuții pe care am avut personal la București cu dumnealui și cu care țineam legătura zilnic aproape, pentru că știa lipsa mea de experiență în ceea ce înseamnă în politică și mă sfătuia foarte, foarte bine. Nu regret absolut nimic din tot ceea ce am avut de discutat și ulterior de câștigat din în urma acestei experiențe. Ați ajuns la un moment dat să fiți nominalizat drept candidatul acestei formațiuni politice la primăria municipiului Galați. Cei de la București, șefii dumneavoastră, nu știau de acest lucru? Păi, deci, în toamnă am fost, după ce am trecut verificările, pentru că trebuie spus încă un lucru, ei m-au întrebat, ai scheleți în dulap? Zic, nu știu ce înseamnă scheleți, probleme care ar putea ieși la iveală, pentru că nu vor face rău partidului doar. Noi putem să ne tragem în spate, dar îți vor face rău ție. Adică ai ceva care ar putea să dea jurnaliștilor sau oamenilor rău intenționat să dea subiect? Păi zic, în afara faptului că am un copil botezat de actualul primar al municipiului Galați, nu am absolut nimic. Deci se știe acest lucru, da? E normal, păi cum mă duc acolo și... Vai, păi gata, am înțeles, e o problemă. Zic, de ce e o problemă? Claudiu Târziu, fiind un om cu biserica, un om, da, e jurnalist, scriitor, zic, dumneavoastră, de ce e o problemă cu metria? Păi da, dar nu știți că în România cu metria înseamnă afaceri cu statul, tot felul de probleme conexe. Păi zic, nu, eu sunt atipic. Cum adică? Păi eu nu am nicio lucrare cu statul. Serios? Da. O să vă verificăm, să știți. Face ce aveți făcut. După două săptămâni de verificare, au și eu o comisie de integritate, au urmărit toate rețelele, au făcut cercetări, am primit mesaj de la București, de la vicepreședinte, și mi s-a spus așa, te înscrii pe platforma de merit, candidat la primăria municipiului Galați din partea AUR. Ulterior vei fi contactat. Am fost contactat de secretarul general Titus Mundan, apoi am fost contactat de deputatul Scripnic din Galați. Felicitări, ești omul nostru, mergem înainte. Și lucrurile au ajuns până la momentul în care am fost convocat la București și băgat pe un grup special un grup special creat pentru candidații la municipiile reședințe de județ din țară. Am fost informat cum trebuie să mă îmbrac, ce trebuie să fac și la ce oră să ajung la București, la Hotel Fenicia, unde domnul Marius Lulea, prim vicepreședinte, a lansat pe toți cei 15 candidați care au trecut de verificările domnului Simion. Adică erați și dumneavoastră printre cei 15. Toți aveam semnătura și aprobarea domnului Simion. Vă spun un lucru, eu eram atât de neîncrezător și, da, toți care erau din ceilalți 14 erau oameni care se vedeau că au mai cochetat cu politica cât de cât. Dar eu eram unul care nu aveam toate răspunsurile. Și atunci nu aveam nici om la județ. Era domnul Gasparotti, care bătea tot județul înainte și înapoi, da, tot pentru a face echipă și totuși mi s-a părut ciudat că nu l-au chemat și pe dumnealui la București. Și l-am întrebat pe domnul Lulea, domnul prim vicepreședinte, da, zic, la județ nu avem pe nimeni, păi încă nu este confirmat. Dar eu sunt confirmat? Păi dacă nu erai confirmat, nu vine aici. Și mi-arată exact, avea o foaie A4, numele la tot și
confirmarea semnăturii în partea lui Simion. Da? Bun. La momentul la care dumneavoastră ați decis că vreți să candidați pentru primăria municipiului Galați, știa și domnul Ionuț Puchianu? Spuneți că aveți o relație de rudenie. Avem o relație de rudenie, da. Mi-a botezat al treilea copil al meu. Ulterior deciziei mele de a intra și după ce mi-a fost comunicat faptul că am trecut verificările și pot să mă înscriu pe platforma de merit, cum o cheamă ei, ca candidată la fotoliul de primar al municipiului Galați, da, l-am informat și i-am spus, eu voi candida împotriva ta. Și care a fost reacția domnului Puchianu? Foarte surprins a fost și dumnealui, pentru că până la urmă eu sunt un om de afaceri și mă cunoaște așa destul de bine, știi că am ajuns și la o liniște pe care mi-o doream de mai mulți ani și am spus că intru într-un mediu în care nu va fi ușor. Nu v-a invitat? Mai bine vină la echipa noastră, a Partidului Social Democrat, că se duci la AUR, nu v-ați spus treaba asta? Nu. N-am avut nicio discuție de genul acesta, pentru că decizia mea era luată, iar eu dădusem un acord în celor de la AUR și nu. Sunt un om fair play. Dacă am spus un lucru, asta fac. Până la regulă. Deci ați fost confirmat de către conducerea centrală a Partidului AUR. Lansat la București, lansat la hotel, la București. Cu interviuri, cu ședință foto, da? Adică totul. Semnat contracte cu firme de partid AUR la ce înseamnă promovare electorală. Explicați-mi. Adică un partid are niște firme de partid care trebuie să facă promovare electorală? Nu, puteam să-mi fac și singur. Dar eu eram pe ultima sută de metri. Eu nu aveam pagină Facebook pentru că nu știam dacă sunt confirmat. Adică era tot un stand-by. Eu nu aveam nimic. Nu făcusem nicio postare. Nu aveam nimic până la momentul în care am ajuns la București și mi-am luat inima din și am spus vreau să știu dacă sunt confirmat sau nu. De aceea mi-a și arătat foaia în care Simion mă confirmase. Deci știa tot că mi-este cu mătru actualul primar al municipiului Galați. Restul sunt doar mizerii. Minciuni tipice au. Da, o să ajungem și la aceste discuții da, și, pe care le-ați deci, confirmat am fost, iar firmele pe care spun, da, sunt firme pe care le-am avut acolo, la lansare, mi s-a spus, dacă dorești, cu X vorbești pentru Facebook, cu Y vorbești pentru TikTok, cu celălalt vorbești pentru ziare, cu celălalt vorbești pentru subtitrări. Da, foarte bine organizat, militărește. Foarte bine organizat. Și contractele le aveam semnate cu ei și chiar primele facturi plătite. Care a fost momentul în care s-a gripat motorul ăsta al funcționarii dintre dumneavoastră și conducerea partidului? Sincer, eu eram destul de turat cu motorul, pentru că deja începuse să-mi placă, deja eram mai relaxat la ceea ce înseamnă filmulețe pe care trebuia să le fac în fiecare zi. Repet, îl aveam ca mentor și pe domnul Marius Lulea, care mă învăța zilnic sau la două zile cam ce să mai fac, ce să mai schimb. Și eram foarte, foarte relaxat psihic, deși bombardat din toate părțile, că nu am făcut o alegere bună, că sunt oameni care îmi vor răul, că sunt cine oameni... Cine vă spune acest lucru? Diferite personaje, diferiți oameni, unii chiar prieteni de-ai mei, care aveau mai multe informații, eu nu... Nu, asta era sensul întrebării, da, dacă nu oameni erau, politici nu, sau... Oameni chiar politici, da, dar oameni care țineau la mine și nu aveau interes să-mi spună minciuni. La final, când faci o analiză la rece, aduni toate informațiile pe care le-ai avut și înțelegi că oamenii chiar mi-au vrut binele. Da. Și... Bun. A spus unde s-a produs ruptura? Da. Păi în interiorul partidului. Nu, care a fost momentul în care ați simțit că acest lucru s-a întâmplat? Adică peste noapte, înțeleg din ceea ce spuneți nu dumneavoastră... Nu peste noapte, în ziua în care, în acea zi, eu montam cort AUR la general, strângeam mâna cu oameni din echipa mea, plăteam contravaloare la unele lucruri cumpărate pentru a face mai stabile acele corturi pe trotuar. Da. Și la câteva ore aud că nu o să mai fiu. Adică nu că aud, aud că nu mai sunt, nu că nu o să mai fiu. Am avut și câteva informații în decursul acelei zile. La 10:30 montam cortul, la ora 11:30 am primit un mesaj, vine Simion la Galați, în seara aceasta o să ai o surpriză.
Eu mă gândeam că o să ne dea candidatul la Consiliul Județean, sincer, și credeam că o să-l confirme pe domnul Gasparotti. Și îi trimit în glumă răspuns, cred că nu o să mă înlocuiască pe mine. Și vezi cum scrie. Din păcate, da. La 11:30, sâmbătă, la o oră după ce terminasem de montat un alt cort. Bun, am zis, poate nu-i din... că e din interiorul partidului, că nu e din interior. Omul acela întotdeauna mi-a dat informații și s-au adeverit. Da? Și ulterior, la ora 12:30, s-a mai adăugat încă un mesaj care am înțeles că primul era adevărat. La 12:30 sunt sunat de la București. Ar trebui să dăm timpul înapoi, ziua sâmbătă, dăm până luni. Luni, deci 5 zile în urmă, mă sunase de la București, de la Secretariatul General, ești invitat peste 7 zile, adică următoarea luni, la Hotel Fenicia, avem o conferință cu donare de strângere de fonduri, donații pentru caravana medicală, un produs al celor de la aur. Carduri de 1000 de euro, 1000 de euro un card gold, 1500 de euro card platinum și stai pe lângă domnul președinte, acolo te cunoști cu oamenii. Eu i-am spus, păi, sincer, eu sunt la început de campanie electorală, nu am o echipă, partidul e zero la Galați, toți n-avem nimic, după 4 ani bătea vântul în partidul acesta, zic, chiar nu prea am timp să vin iar la București ca să mă duc să donez, pierd o zi întreagă, când eu am destul de multă treabă, plus că trebuie să mai cheltui bani pentru campania mea. Nu i-a convenit și mă sună din nou, te rog, vino, că e bine. Ascultă-mă pe mine, e bine să vii, donezi 1000 de euro, până la urmă nu-ți bani 1000 de euro. Adică chiar reușești, ai cum să plătești. Bine, n-am mai putut să scăp de el, marți am zis, gata, ok, vin, lunea viitoare mă văd la București. Derulăm și ajungem sâmbătă la 12:30. Primesc mesaj. M-am gândit mai bine, nu mai este nevoie să vii la București luni, pentru că tu ai campanie electorală, ai bani de cheltuit, mai degrabă nu, nu e nevoie să mai vii să donezi. Cu mesajul de la 11:30 și cu cel la 12:30, 1 plus 1, mi-am dat seama. Bun. S-a aflat că altul va fi candidatul AUR la primăria Galați. L-am văzut pe domnul Simion la Brăila vorbind despre faptul că la Galați s-a încercat de către Partidul Social Democrat infiltrarea unei persoane, adică dumneavoastră, cu scopul de a face un soi de blat cu PSD. Știind relația dumneavoastră de, știu eu, relația aceasta cu metrie sau cum se numește, habar n-am. Nu știu dacă rudenie, dar în fine, ok, pentru mine e un prieten. Și nu v-a prezentat într-o lumină foarte favorabilă, adică, domnule, eu am aflat despre acest lucru acum, cum am aflat, l-am dat afară. O chestie de genul ăsta. Cu toate acestea, la Brăila nu s-a judecat cu aceeași unitate de măsură. Și de ce spun acest lucru? Candidatul AUR la primăria municipiului este domnul Florin Cârligea, un om de afaceri care e bine cunoscut faptul, e nașul fiului domnului Ion Rotaru, care este senator PSD de Brăila. Se pare că acest lucru nu l-a deranjat pe domnul Simion. Da, dar și gradele astea de rutenie. Noi cred că de multe ori complicăm și complicăm lucrurile. De ce? Pentru că este adevărat. Da? În general, căutăm apropiații să-i avem cât mai lângă noi. Da? Apropiații însemnând rudele. Că-i cu mătru, că-i fin, că-i naș. Bine, atunci și spune, vreau și eu o lucrare. Ok, ia și tu lucrarea aia, sau ia lucrarea aia. În general, cam asta se întâmplă. Dacă tot și-ar face treaba corect, nu ar exista în presă, n-ar putea să scrie nimeni rău cu mătru primarului sau a președintelui Consiliului Județean a luat lucrarea X și a uitat ce scandal. Nu, pentru că dacă ar face-o bine, atunci oamenii ar fi mulțumiți. În general, populația s-a săturat de aceste cumetrisme, da, sau aceste grade de rudenii, pentru că lucrurile parcă nu evoluează exact cum ar trebui. Nu, că nu sunt corecte. Da? Acum, la Brăila nu cunosc speța și nu știu că e finul nașului și... Adică cred că mergem prea departe cu grade de rudenie. La mine, v-am explicat, el știa de mine, el m-a confirmat și a preferat să spun o minciună, pentru că nu existau 12 candidați. În fond era doar domnul Scripnic care umbla
să găsească o persoană dispusă să intre și să mă înlocuiască și știam treaba asta de săptămâni, de zile, că dumnealui caută pe cineva, tot eram avertizat și eu spuneam, n-are cum să mai caute, eu sunt confirmat la București, poate să caute și pe, nu mai știu, n-are cine să vină, zic, eu sunt confirmat, zic, gata, s-a terminat, putea înainte de a mă confirma și totuși s-a adeverit, da, lucrul acesta. Deci, iar faptul că eu aș fi o săgeată a celor de la PSD, păi decizia am luat-o fără să-i întreb, să întreb pe nimeni. Am informat după ce, cum a spus mai devreme, după ce eu am avut confirmarea că sunt ok ca un candidat la primăria municipiului Galați din partea Partidului AUR și voi fi susținut, am mesaje de susținere din partea copreședintelui, din partea secretarului, din partea domnului prim-vicepreședinte, adică lucrurile sunt destul de clare. Nu stau să arăt mesajele, mă, nu mă interesează, pe mine subiectul AUR nu mă mai interesează, da? Dar cum să crezi treaba asta? Simion are un defect, poate, lui îi place scandalul și domnul Simion, că e domn până la urmă și are o funcție, ideea este că matematica, bunicul meu avea o vorbă, uneori matematica este mai grea decât carnea de porc, cade greu la stomac. Nu știu ce vrea să spună prin treaba asta, dar eu realizez că afirmația domnului Simion era greșită. Eu nu aveam cum să aduc un plus valoare PSD-ului, cum aveam, era logică, trebuia să îi aduc un minus valoare PSD-ului, pentru că eu furam din electoratul și din electoratul PSD. Adică nu avea cum să fiu acel candidat care el a spus. Da, unul care nu lucrează. Dar, drept dovadă. Sincer, mă interesează un lucru foarte clar. De unde apetența asta a partidului din care ați plecat de curând de a coopta oameni de afaceri, oameni cu bani? Eu au spus așa. 1. Să fie român. 2. Familist. 3. Antreprenor de succes. 4. Fără trecut politic. Astea au fost condițiile care mi le-au explicat mie și eu m-am încadrat pentru că asta sunt. Da? Familie, deci patriot, român, familist, antreprenor de succes. Adică să aveți bani. Da. Vi s-a cerut să finanțați campania electorală? Nu, mi s-a spus așa, noi nu-ți cerem bani, dar nici nu-ți dăm. O să faci campania ta electorală și mi se pare corect. Adică cred că așa funcționează, nu știu, n-am experiență. Dar nu mi-a cerut nimeni bani efectiv, acei bani care tot să mai vehiculează. Dar s-a pus vreodată problema, îți finanțezi singur campania pentru locale, dar când se va pune problema, de exemplu, pentru europarlamentare, pentru simplu motiv că ai finanțat această campanie, ai un loc asigurat la parlamentare? Nu am discutat nimic. Pe mine nu mă interesau parlamentarele. A fost înțeles greșit acest lucru, care dumneavoastră, problema care ați ridicat-o acum la fileu, a fost înțeles greșit și de domnul Scripnic, care s-a considerat în pericol că nu mai prinde următorul mandat. Pe mine nu m-a interesat deputăția, sub nicio formă. Pentru mine nu era AUR o rampă de lansare, candidez la primărie și dacă nu ies primar sau viceprimar, mă duc în Parlament. Chiar nu. Am încă 3 copii destul de mici. Nu cred eu că m-aș îndepărta prea mult de familie dacă aș fi făcut acel pas. Deci oamenii au înțeles greșit. Fiecare a înțeles cum a dorit. Mie bani efectiv nu mi-au cerut pe linia Claudiu Târziu. Apoi, că e președintele interimar AUR la Galați și îți spune, ai de plătit X lei corturile de la Galați și eu am zis, păi stai puțin că nu-i treaba mea, sunt corturile europarlamentarilor. Noi nu avem europarlamentari, eu nu sunt europarlamentar, vor plăti europarlamentari. Așa eram înștiințat eu de la București. Și a fost supărare. Dacă nu plătești 4.000 de lei, că asta era suma, 4.000 de lei, chiria la corturi. Și dacă nu plătește 4.000 de lei, s-ar putea că ăsta să nu mai plătească și altceva ulterior. Aud și eu. Știți cum e. Oamenii după ce... Bun. Și a venit ziua aceea de weekend în care ați aflat că nu mai sunteți dumneavoastră candidat. Este candidată doamna Vreme. Da? Simona Vreme. Era de mult timp în... Nu exista Simona Vreme în AUR. Nici măcar acum pentru poate există. Pentru mine a fost o surpriză. Eu știam că dânsa chiar are o funcție în interiorul Partidului Național Liberal. Prim vicepreședinte la organizația municipală. Printre altele, da. Da, așa este, da. Care au fost argumentele pentru care credeți că a fost preferată doamna Vreme? Dar n-a fost preferată. Ce preferată? A fost singura care a răspuns, da, eu sunt de acord și poate că, așa cum spun unii, o fi contribuit, cumva, nu știu. Nu am datele probleme, că nu m-a mai interesat absolut deloc AUR. Cei care au venit și mi-au spus câte ceva,
Acum câteva minute vă spuneam, domnul Scripnic tot căuta, dar nu a găsit om valabil care să mă înlocuiască pe mine până la dumneai. Adică cred că a fost o soluție de a găsit-o, hai, imediat. Sau este un, nu știu, fi un alt acord între partidul PNL și AUR, pe care eu nu știu, nu cunosc aceste detalii. Deci femeia, o surpriză pentru doamna respectivă, fost nu a fost nominalizată niciodată în, în interiorul partidului la Galați, da? Doar dacă s-a ținut secret de către vorbitorii de limbă rusă din interiorul partidului AUR Galați. Atât. Explicați-mi că nu înțeleg. Păi, domnul Scripnic, domnul Alex Bordian și domnul Gorie Vladimir și cu doamna, ei sunt vorbitori de limbă rusă. Ei mai discută între ei așa lucruri care poate n-ar trebui să le știm noi. Poate dumnealor, atât, doar dumnealor știau de doamna vreme. Nu știa nimeni. Simion n-avea cum să o cunoască pe vreme, sub nicio formă. Sub nicio formă. Și nu este o persoană, să spunem, mă, să fim serioși, a fi consilier local în primăria municipiului Galați, eu cu tot respectul pentru acei oameni, doar așa, în timpul liber să pot să fiu consilier local. Nu aș avea un aport pentru cetățenii orașului nostru. Adică să fiu consilier local și dacă partidul spune ridică mâna, ridic mâna. Și dacă eu nu vreau și da, nu ridic mâna, adică mine este o, nu are ceva un mare semn de întrebare. Cum de ați dispărut dumneavoastră de pe acea listă, deși ați vorbit cu prim vicepreședintele partidului, ați vorbit cu domnul Târziu, spuneați. N-ați avut niciun fel de problemă în a fi nominalizat cu semnătură din partea domnului? Banii, atât. Banii au fost problemă. Banii. Adică? Adică, v-am spus, am refuzat să plătesc o sumă și ulterior au mai fost alte mici probleme legate de corturile AUR, care nu primea, partidul nostru nu a primit autorizație pentru a le monta, nu le primea și nimeni nu știa din ce cauză. Dar cei care au putere de decizie în Galați, Alex Bordeian și, eu știu, deputatul Scripnic, au gândit că este o manevră a lui Cojocaru, adică să-mi tai singur creanga de sub mine, cum ar veni, și eu și cu primarul municipiului Galați ne-am vorbit noi să nu dăm autorizație. Dar toate documentele care au stat la baza cererii din partea Partidului AUR către primăria municipiului Galați ca să obțină acele autorizații la corturi au fost de natură să incrimineze pe președintele interimar al AUR la Galați că nu a depus la primărie documentele corecte. Și primăria spunea, eu îți dau autorizație, dar adu-mi hârtiile care ți le-am cerut. Nu avea ortofotoplan, nu avea dimensiunile cortului, nu avea fotografia cortului. Cum cere legislația? Nu poți să spui vreau la intersecția Basarabiei cu Traian fără să arăți o poză unde. De ce? Pentru că putea să fie cortul peste cortul PSD sau USR sau eu știu, altceva. Și trebuia ortofotoplan. Așa, da, trebuia ortofotoplan și desenat aici vreau. Deci, el a greșit, Simion a fost foarte deranjat, am primit un mesaj înregistrat vocal de la Simion că dacă nu luăm, dacă, deci a fost o chestie de genul joi. Joi a fost un mesaj de tipul spune-i lui Cojocaru că dacă nu luăm corturile, mai autorizația la corturi, suspendăm orice promovare a candidatului la primăria municipiului Galați. Efectiv, joi m-am găsit așa în aer, nu știam ce să mai fac. Și îl întrebam pe președintele, pe Alex, eu ce fac? Păi nu, lasă că mai vedem. Vinerea a mai fost o înregistrare. Vinerea au luat până la urmă autorizația la corturi și vineri încă o înregistrare trimite Simion pe la ora 3. Spune lui Cojocaru, o am pe telefon, da, spune lui Cojocaru că să ajute la montarea corturilor pentru că vine domnul președinte Simion la Galați. Păi, era vineri după amiază, era un frig. Ne-am pus, am montat cortul. Eu și cu încă 3-4 oameni. Am fost de 3 ori la Dedeman. Corturile au venit cu niște piese, nu se pupau una cu alta. Faptul că sunt și eu de meserie, mi-am dat seama ce trebuie să cumpăr, am cumpărat și am reușit să montăm corturile, am terminat noaptea târziu. Când colo președinte Simion se fotografia la stadionul în București, că era Partida Națională a României, cum mai știu cine a jucat și el era pe acolo. Adică amenințarea vineri seară vine președintele Simion la Galați cu Cojocaru să monteze corturile, a fost o prostie, iar o chestie care o golăneală. Nu. Dar ați rostit un pic mai devreme că, domnule, banii, faptul că n-ați vrut să
plătiți niște sume de astea mici? Credeți că vi s-a pus o etichetă că sunteți strâns la pungă? Sau păi care? Eu sunt strâns la pungă, da? Cine mă cunoaște, inclusiv oameni, da, mulți oameni care mă cunosc, sunt oameni care atunci când era un zvon, pai, câți bani a dat lui Simion, ca asta se spune, câți bani a dat lui Simion Cojocaru, și oameni care mă cunosc și râdeau, ăsta? Păi Cojocaru îi cere banul Simion. Decât să dea, el cere bani. Și așa și este. Eu sunt un om, am muncit pentru banii mei, muncesc pentru banii mei, nu voi da niciodată. Imaginea mea costă. Pentru că în 19 ani, eu mi-am creat o imagine, mi-am construit-o și nu mă vând. Chiar nu mă vând. Da? Și nici nu mă las. Ce veți face mai departe, domnule Cojocaru? Mai veți mai candida la primărie din partea unui partid politic în actualul mandat? Mă știți care a fost partea cea mai frumoasă după demiterea mea? Nu, la 2 minute au început să sune telefoanele și oameni care nu mă așteptam, oameni care mă felicitau și tot felul de partide. Deci am avut o săptămână ulterioară, o săptămână infernală, partide de care n-am auzit în viața mea, care doreau să-și deschidă filială la Galați, deci partide mici, nu știu, pe unii înființate, prin Maramureș, am auzit de Tracia Unită, am auzit de... Tracia Unită? Da, și Tracia... Nu știu, am auzit de o grămadă, Suveran, nu știu... Dar nu mai țin minte numele. Și am mesaje, WhatsApp, telefoane, vă rugăm, haideți, veniți la noi, candidat, mergem înainte, construiți de la zero, nimeni nu vă spune ce să faceți, nu se întâmple ca la Aur, în care să vină Simion să decidă, dumneavoastră să decideți tot. Și plus oameni, telefoane, cum spuneam, sau mesaje de la oameni care mă felicitau sau încercau să-mi ridice moralul, pentru că, na, multă lume a considerat că aveam o frustrare în mine. E adevărat, vroiam să dovedesc că pot. Dar demiterea mea a venit la un moment potrivit, pentru că dacă venea la o săptămână după, cred că era un haos. Cred că zburau toți din Aur, da, toți, indiferent de repercursiuni. Pentru că la o săptămână după, adică din ziua de luni, lăsând la o parte donația aia de 1000 de euro, aveam cheltuieli mai mari cu firmele care v-am spus pentru promovare și pentru banii mei fac orice. Adică eu nu vreau să fiu furat. Dar după ce ați anunțat că ați plecat din Aur... N-am anunțat nimic, au fost anunțat, am fost anunțat, da, ok. Da. Nu v-au contactat de la celelalte partide mari din toți, România? În afară de PSD. În afară de PSD, în afară de PSD, toți m-au, toate partidele m-au contactat și toate partidele adică au dorit... PNL, USR... Toate partidele au dorit ca eu să pot să-i reprezint. Bine, la ce înseamnă USR, nu e prea corect discursul, pentru că USR la Galați avea deja candidat pus, știu, are candidat, da, doamna, a așa, și am avut discuții, dar nu pentru USR, nu pentru candidatura la Galați, pentru că există un candidat, dar am avut discuții cu toate partidele, absolut cu toate. Iar Partidul Social Democrat, de ce credeți că nu v-a ofertat? Nu știu. Nu l-ați întrebat pe domnul Puchianu? Nu, absolut. Nu, nu. Nu. Dar ați rămas într-o relație bună cu domnul Puchianu după intenția de a candida la primărie? Faptul că noi ne vedem odată când și când, nu cred că are cum să strice relația noastră. Relația noastră este bazată pe respect și prietenie. În faptul că am candidat, eu l-am informat, nu cred că am atacat persoana, în nicio formă, în puțina perioadă, în mica perioadă, scurta perioada mea de candidatură, n-am atacat persoana și nu era nici intenția. Chiar București o spunea. Nu ataci niciodată persoana, pentru că atac campanii electorale 2 luni, dar după acea campanie electorală tu trebuie să stai lângă acel om. Da? Ori ai tu nevoie să faci o majoranță, ori el de tine să facă o majoritate da. Și cel mai bine nu ataca omul. Dar eu nici nu vreau treaba asta. Da? Deci nu cred că are cum să fie supărat pe mine domnul primar, pentru că eu... Odată ce ați părăsit acest partid politic alături de dumneavoastră, au mai plecat... Toți, ai mei. Și foarte, foarte interesant, Partidul Aur se laudă cu meritocrația. Au o aplicație, v-am spus că așa m-am scris eu aplicație, în care toate participările la evenimente Aur câștigi puncte. Sau dacă te duci la evenimentul X, ai 5 puncte. Dacă eu vă conving pe dumneavoastră să vă înscrieți în Aur, am un punct. Și tot așa. Și ni s-a spus, vedeți că cei care au puncte multe înseamnă că au muncit foarte mult pentru partid și ei trebuie să fie în lista pentru consiliere locali, măcar. Adică oamenii trebuie să... Recompensați. Și am rămas surprins. Deci omul care în Galați, la Aur Galați, avea cele mai multe puncte, avea 200 și ceva, 6. Nici nu știu, era... ceva, pe primul loc. Restul erau la
30% din punctele acestei persoane, nu vreau să-i dau numele, a fost dat afară a doua zi după mine. De cine? De doamna sau soțul doamnei vreme, că dumnealui decide tot, nu ea. Dacă mâine, să zicem, v-ar suna domnul Simion și v-ar spune, domnule, uite, noi considerăm că am făcut o greșeală, nu mai putem să reparăm până la locale, i-am locat și numărul, să știți. Am vrea să intri pentru parlamentare, v-ați întoarce? Sub nicio formă. Deci nu vreau să am nimic de a face cu acest partid, pentru că e atât de bolnav în interior încât îmi cer scuze tuturor persoanelor care m-au avertizat și cărora nu le-am dat ascultare, pentru că eu am crezut doar linia aceea care vă spuneam eu, domnului Târziu și încă două, trei persoane pe care le-am la suflet. Atât. În rest, eu nu am crezut că poate fi așa ceva. Bine, sunt și mai naiv. Sunt, pentru că nu am experiență politică, nu știu. Foloseau foarte mult cuvântul acesta, șerpăraie. Eu am zis cancer. De ce? Pentru că el e grav tare. Nu se vindecă decât în cazuri excepționale, cu intervenție divină sau cu un noroc foarte mare în viață mai vindecă. Deci e atât de bolnav partidul acesta și aș putea să spun foarte multe, dar nu am niciun interes, nici nu mă interesează. Da? Deci dacă ar fi sub nicio formă, nu mă interesează așa ceva. Pe final de emisiune, domnule Cojocaru, dacă acum ați fi în fața unei sări pline cu membrii AUR Galați, care ar fi mesajul pe care l-ați transmite? Fiți foarte atenți, pentru că timpul vostru este atât de prețios încât nu realizați decât atunci când l-ați pierdut. Eu, două luni din viața mea, am neglijat familia, am neglijat afacerea, am neglijat prietenii, pentru că am crezut în acest partid și în oamenii de lângă mine. Aceiași oameni care mi-au strâns mâna la 3 ore, nici măcar nu m-au anunțat că voi fi demis. Timpul nu poate fi renumerat. Deci tot ce pierdeți acum, o să vedeți, partidul se poate debarasa de oricare din dumneavoastră în orice moment. Drept dovadă la AUR, în 4 ani de zile au fost 3-4 echipe de oameni care au muncit cu adevărat în AUR Galați și au fost înlăturate de aceleași personaje. Nu aveți valoare în AUR, pentru că nu se dorește să aveți valoare în AUR. Cum creșteți, așa vi se taie ori vi se taie aripile, ori picioarele. A fost punctul de vedere exprimat de domnul Constantin Cojocaru, o persoană care la un moment dat a fost nominalizată drept candidat al acestui partid politic pentru primăria municipiului Galați. Ulterior a fost anunțat că nu va mai candida, a fost înlocuit. Vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Dacă aveți informații noi despre o eventuală apartenență la un alt partid politic, o candidatură, chiar am să vă invit aici în platoul de filmare să vorbim. Vă mulțumesc încă o dată, mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!